Alina, bine ai venit. Bine te-am găsit, Silviu. Mă bucur foarte mult să fiu aici. Eu mă bucur foarte mult și, uite, așa ca să te prezint foarte scurt, cu titulaturile astea după care fugim tot, cu toții, că ne plac titlurile. Tu ești, mm -hmm. psihoterapeut, pentru cine nu te cunoaște, yeah. și instructor de Teta Healing. Mm -hmm. Eu nu știu foarte mult despre Teta Healing, dar știu cât de cât, așa puțin sunt familiarizat, deși nu cred că astăzi o să vorbim prea mult despre Teta Healing, dar vreau să-mi spui, în schimb, despre retriturile pe care tu le ai, uh -huh. pentru că cred că au legătură cu Teta Healing, nu? Au și nu au. Uh, ritriturile pe care le organizez eu uh, sunt dedicate femeilor. Sunt retrituri în care eu uh, lucrez uh, cu un număr mic de femei, și anume 10 femei. Mm. Este modul meu de lucru, este etica mea, uh, pentru că în ritriturile cu femei se merge foarte mult pe, în retreat organizate de mine, da? Se merge foarte mult pe tehnici profunde de vindecare, unde aduc și partea de, parte de teta healing. Dar acolo de fapt se creează un spațiu în care se lucrează cu mult mai mult decât teta healing, da? de la hipnoză, poate chiar regresii în alte existențe în funcție de istoricul femeilor și cred că e important să precizăm că există o diferență între un retreat de vindecare, și un ritrit de turism. Uh, Ritriturile pe care eu le organizez sunt ritrituri care reprezintă câteva, poate sute de ore de terapie, pentru că într-un cumul de 8 zile, acele femei eliberează foarte mult bagaj, uh, își ating obiective și pleacă foarte transformate de acolo. Știu că nu e ok să oferim garanții pe lumea asta pentru nimic, dar pot să spun că ce se întâmplă la nivel de transformare, din experiența mea, chiar este wow! Și da, este un nivel de implicare foarte mare din partea mea și ajută foarte mult. Ajută foarte mult pentru că noi, femeile, avem nevoie să ne retragem la un moment dat mm. și să eliberăm și să ne cunoaștem mai bine și să experimentăm ce înseamnă până la urmă conexiunea cu alte femei. Și să știi că s-a demonstrat chiar științific și medical că atunci când avem relații sănătoase și faine cu alte femei, suntem mai echilibrate, mai calme, experimentăm chiar o echilibrare hormonală, suntem mult mai liniștite, dar pentru că provenim din generații întregi de familii cu multe probleme, cu mult bagaj transgenerațional, unde multe femei n-au primit din partea femeilor importante, suport, susținere, validare emoțională, n-au avut relații poate atât de sănătoase cu mamele lor, cu bunicile lor, există acest blocaj între. În care ele, practic, experimentează teama de a se deschide, poate, în fața unei femei, de a-și face, poate, prietene, de a sta într-un grup de femei. Iar acest concept de suroritate, de a petrece timp noi între noi și de a crea relații de siguranță, până la urmă, da? că e foarte important să te simți în siguranță creează un prilej extraordinar de transformare, pentru că o femeie, odată ce se descoperă pe ea, se înțelege, își simte corpul, își înțelege emoțiile, traumele, e conținută și susținută de alte femei, pleacă în viață cu alt bagaj. Se raportează diferit la bărbat, la familie, inclusiv la familia ei biologică. Da. Și atunci, aceste retrături sunt absolut superbe și sunt parte din misiunea mea, din misiunea mea de a ajuta, pentru că iubesc foarte mult femeia din mine, iubesc femeia din bărbat, iubesc femeile și cred că e important. Să ajungem ca toate să ne susținem. Există foarte multă competiție între femei, știi, și relațiile sunt destul de sterile între ele. Și cu cât femeia se deschide și cu cât renunță mai mult la durere, cu atât se creează acest context de susținere, de, de vindecare până la urmă. Da, extraordinar. Pe mine mai ai cucerit atunci când te-am descoperit, și vreau să povestesc cum s-a întâmplat lucrul ăsta. Eram acum câteva luni în Statele Unite, eram în drive-thru la un fast-food și YouTube îmi sugerează un podcast cu tine și Linka Vandici. Mm. Și am dat play și știi, de obicei, când ai treabă, asculti, oprești un pic, îți faci treaba, vorbești, mai dai un telefon, mai continui de seară. Ei, când te-am descoperit pe tine, nu am putut să mai opresc. Am oprit mm -hmm. tot restul, am oprit mașina în parcare după și am ascultat până la capăt uh, primul episod. Mm -hmm. că, parcă sunt două, da? Mm -hmm. Cel puțin două, cu asta știu eu. Și primul l-am ascultat imediat și pe al doilea. Și am rămas în parcare aia câteva ore și te-am ascultat până la capăt. Atât de... Nu știu cum să numesc. Uh, curios, conectat. Oricum aș defini. Dar atât de mult mi-a plăcut să te aud. Și... Dacă ar fi să adaug o frustrare în asta, singura frustrare era că de ce n-am descoperit-o pe femeia asta mai devreme? Adică, cum de nu știu de ea? Că mm. da! Știi? Și pe urmă ți-am scris și îți mulțumesc că ai fost atât de deschisă, mm. am comunicat așa de frumos mm. și ai acceptat invitația. Mulțumesc, mulțumesc da. mult! Am să intervin un pic cu o explicație de ce n-am descoperit-o pe această femeie mai devreme arată că cumva eu am mers foarte mult pe a lucra cu oamenii în, în spațiul acesta individual de terapie și în grupurile de oameni de care mă ocup, și atunci focusul și energia mea a fost foarte mult dusă pe asta. Deci S-a creat o bază atât de frumoasă și de solidă, și am o comunitate atât de faină de oameni care mă urmează. Dar, prin prisma muncii mele în spatele camerelor sau a expunerilor de acest gen, pentru că am considerat că este mai important să ofer sau să fiu canal pentru cei care apelează la mine decât să mă duc și să expun niște povești sau să discut despre anumite situații. A fost modul meu de a-mi onora foarte mult misiunea, jobul, oamenii, sufletele care au nevoie. Adică am prioritizat foarte mult asta, știi? Și la un moment dat au venit către mine cereri din ce în ce mai multe pe zona asta și... Uh, divinitatea a făcut spațiu și pentru asta. Până la urmă, la un moment dat, m-am deschis către Ilinca, doar că cred că ai rămas foarte uh, cuprins de interes când ne-ai văzut și pentru că între noi două s-a creat o conexiune foarte frumoasă, da? De la femeie la femeie și cred că asta s-a simțit și am primit aceste feedback-uri de la foarte mulți oameni iar asta iarăși arată ce am spus mai devreme cât de important e ca tu să fii bine ca femeie și să ai o colaborare, poate, sau o întâlnire, sau un podcast cu o femeie care, și ea, la rândul ei, se ocupă de ea și este bine cu ea. E deja altă energie, e deja alt flow. Um, și da, um, am ales să vin și la tine pentru că am simțit că în tine există, de fapt, un soi de angajament față de sufletul celor care te ascultă și că, de fapt, o acționezi dintr-un spațiu de bine necondiționat, știi? Și apreciez foarte mult genul ăsta de, de lucru, de abordare, de implicare până la urmă, pentru că cred că așa se construiește o bază solidă, cumva, știi? Și atunci îți mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Uh, tu descrii atât de frumos pe lângă partea de vindecare unde e mult de vorbit. Dar a descrie atât de frumos uh, femininul și masculinul și felul în care se întrepătrund. Și despre asta vreau să vorbim noi astăzi. Am o listă lungă de întrebări. Că iau din toate direcțiile relația masculin-feminin. Și uite, aș vrea să începem cu o întrebare clișeu. Este femeia sexul slab? Hmm. Eu la această întrebare aș răspunde cu o întrebare revelatoare și anume, dacă femeia ar fi sexul slab, ar mai fi aleasă de a toate creație de divinitate ca prin trupul ei, ca prin pântecul ei să se creeze viață pe planeta Pământ? Pentru că prin trupul femeii, de fapt, se creează viața complet, se formează un alt trup cu ajutorul evident bărbatului, prin trupul femeii vin aceste suflete pregătite să experimenteze școala vieții pe pământ, și atunci eu cred că sexul slab face parte din niște stereotipuri culturale învechite, care au fost create cu anumite scopuri, cu siguranță. Și așa cum știm, din punct de vedere istoric, poate că s-a dorit ca femeia să fie. Minimizată, dominată, manipulată, dar la ora actuală cred că e important să înțelegem că nu putem să ne raportăm cu astfel de. Calificative în ceea ce privește genul masculin sau genul mm -hmm. feminin, da? să ne poziționăm da. în relații și în conexiuni, cum că noi suntem sexul slab și bărbatul este sexul puternic, pentru că aceste stereotipuri, aceste paradigme sunt reductive și limitative. da? Cu siguranță, și bărbatul și femeia au vulnerabilități sau slăbiciuni, dar nu sunt nici sexul slab, nici mm -hmm. sexul puternic. E nici, nici bărbatul, nici sexul slab. Nici bărbatul. Aș <laughs> vrea. Să intru în ceva un pic mai dureros. <laughs> Pentru mine, mai dureros, poate. Uh, dar îmi place cuvântul ăsta. L-am mai folosit și cu alți invitați. Cred că invitații mi l-au transmis. Și întrebarea sună așa. Cum își castrează femeile bărbații de lângă ele? Hmm. Um, înainte să-ți fac această descriere care sună un pic dur. Uh -huh. Aș preciza că femeia care castrează e femeia nevindecată. E femeia care trăiește încă într-o energie de toxicitate, de traumă nerezolvată, de nesiguranță, de durere, de bagaj pe care l-a preluat din familie. Este femeia epuizată, este femeia obosită, este femeia abuzată, este femeia neîncrezătoare în ea și este femeia care nu se cunoaște pe ea însăși. În ceea ce privește comportamentele castratoare, o femeie castrează prin faptul că critică foarte mult bărbatul, prin faptul că îl invalidează foarte mult emoțional, nu poate să-l conțină, nu poate să-l simtă corespunzător. Prin faptul că nu primește din partea bărbatului absolut nimic, pentru că, până la urmă, bărbatul are această menire să fie util, să mm. se simtă util. Utilitatea bărbatului este extrem de importantă pentru bărbat, pentru femeie, este ceva ancestral, natural, firesc, până la urmă. Și uh, Lipsa aprecierilor uh, reprezintă iarăși o formă de castrare și când spun aprecieri, mă refer la orice tip de gest care poate, nu știu, pentru unele femei reprezintă ceva neînsemnat, uh, dar care sunt atât de utile, pentru că, na, un bărbat care spală, poate, nu știu, două farfurii sau vasele nu este un papucist sau un flaușat, știi? Este un bărbat care deja a descoperit și și-a dat seama cât de mult contează să ai lângă tine o femeie relaxată. Cât de fain e să ai lângă tine o femeie relaxată care se simte bine, care se poate simți pe ea și evident că și tu poți să primești foarte mult din, din partea femeii în sensul ăsta. Doar că o femeie castratoare nu vede asta. O femeie castratoare nu apreciază gesturi de genul ăsta, invalidează foarte mult, respinge foarte mult și... Um, e trist ca în 2024 să discuți cu femei care spun, uh, dar mi se pare așa, e foarte ciudat uh, să-mi care bagajele, spre exemplu, sau să-mi care baxul cu apă atunci când fac cumpărături. Eu nu accept așa ceva, dar ce sunt eu? Dar eu mă descurc singură. Au această hiper-independență dusă la extrem, da. știi? Uh, și atunci se raportează la bărbat ca și cum el nu are utilitate, ca și cum uh, tot ceea ce face este neregulă, da? trăiesc într-o nemulțumire constantă și au chiar comportamente manipulatoare, seductive manipulatoare, ca să spunem așa, care nu arată, nu reflectă decât foarte multă rană până la urmă, iar aceste comportamente sunt și învățate în familie. Pentru că eu de multe ori le spun femeilor cu care lucrez, uitați-vă cu atenție la mamele voastre și la bărbatul din mamele voastre, pentru că masculinul din mamele noastre ne învață, de fapt, niște lucruri, sau de acolo preluăm din loialitate niște comportamente care poate nu ne plac. Uh, dar pe care le vedem târziu sau greu și le adoptăm și noi în relațiile noastre. Și atunci, în primul și în primul rând, critica și uh, nemulțumirea constantă sunt uh, elemente castratoare dure pentru un bărbat. Eu nu cred că există bărbat în România care nu va da like la ce ai spus acum. Hmm. Dar... Știi ba? câtă nevoie au bărbații de ajutor și de susținere și de înțelegere? Eu uh, Observ că există acum un val uriaș de conținere pentru femei. Da, pentru că femeile au și ele nevoie să se uh, descopere și să se elibereze. Dar în același timp uh, mi se pare un pic nedrept pentru că uh, bărbatul vine din femeie. Bărbatul a avut o mamă la un moment dat, o soră, o mătușă, a avut a fost în grija unei femei și de multe ori observ că nu le place femeilor când le spun acest mesaj, dar eu consider că suntem foarte responsabile pentru ce se întâmplă cu bărbații și pentru cum sunt bărbații formați și pentru cum sunt crescuți și educați și pentru cum ar trebui ei de fapt înțeleși, priviți. Um, ei nu primesc asta. Știi cumva, bărbatul este cere punct. Ești bărbat, trebuie să faci. Da. Ești bărbat, trebuie să aduci. Dar da, lucrurile nu sunt atât de simple. Tu ca să magnetizezi, da? Fără să manipulezi, fără să fii seductivă și uh, să ai inima deschisă până la urmă, corespunzător, ai nevoie să înțelegi bărbatul și femeia din tine și în același timp să înțelegi bărbatul și să înțelegi că lui nu e simplu, nu e ușor, da? Câte retrături se organizează, spre exemplu, pentru bărbați? Câte întâlniri au loc în România, cel puțin, între bărbați, cu bărbați care sunt dispuși să, să asculte un alt bărbat, da? Cât de în siguranță se simt bărbații ca bărbați să devină vulnerabili, să comunice despre cât de mult îi doare când trec prin ceva. Pentru că au fost crescuți, o mare parte din bărbați au fost crescuți și educați în stilul ăsta foarte steril, afectiv, așa, spartan, ești bărbat, trebuie să fii puternic. Cum adică tu plângi ca bărbat, este, Dar ce înseamnă asta? Dar tu ești un papucist dacă plângi acum. Tu trebuie să arăți putere, doar că putere înseamnă fix partea emoțională, da? Și cred că e important să învățăm să apreciem mai mult bărbatul și să ne dăm seama, de fapt, că prin, prin a ne înțelege pe noi înșine, putem să vedem și bărbatul diferit mm -hmm. și să nu ne mai luptăm mare atenție cu bărbatul din bărbat. Pentru că ce se întâmplă este că ajungem la un nivel la care. Efectiv, atât energetic, cât și emoțional, cât și conversațional, intrăm într-o luptă din asta inconștientă cu bărbatul din noi, da, în ceea ce privește bărbatul din bărbat, știi? Mm -hmm. Îl călărim la propriu și asta înseamnă tot o formă de castrare. Da. Și de aici, bineînțeles, că nu se ajunge la echilibru, pentru că din energie de luptă, ce poate să se întâmple decât Da. dezastru. Acum, te-aș întreba în direcția asta. Bun, există femei castratoare? Multe, văd. Da. Văd. Da. Și generații mai tinere și mai uh, a părinților noștri. Dar eu încă n-am văzut, și aici sper că ai văzut-o și uh, ai putea să-mi descrii drumul pe care îl parcurge o femeie care realizează că e castratoare pentru că eu încă n-am văzut una să realizeze de obicei e vina lui, e vina lui e vina lui, iar n-a venit, iar n-a făcut, băi de câte ori să-i zic eu am zis de 100 de ori să strângă masa după el de 20 de ani de căsătorie încă nu strânge masa după el, el nici nu mai aude că oricum s-a obișnuit să nu mai audă ce vorbește ea uh -huh. uh, dar nu văd acel lăsat un pic pe spate al femeii și zic că bă da poate eu fac ceva uh, există? sau cum ajunge o femeie castratoare ca să mergem pe temenul ăsta. Să-și dea seama, poate eu am greșit, pentru că eu nu știu cum ajunge. Din păcate, încă suntem la nivelul la care oamenii la modul general, da? Uh -huh. Și acum mergem pe partea de femei. Realizează, da, că ceva e în regulă și că au această energie masculină castratoare. În momentul în care trec prin ceva dur, da? fie despărțirea, fie divorțul, fie faptul că își dau seama că au uh, renunțat sau s-au despărțit de partener doar că au intrat într-o relație unde se întâmplă fix același lucru, mm. da? apare perioada de început de honeymoon în care totul e frumos, e pasiune, e chimie, e atracție, mamă, gata, l-am găsit. E diferit decât celălalt, da? Îmi aduce alte lucruri, e totul bine, după care, ce să vezi? Trec șase luni, trece un an și se reactivează nemulțumirea, da. se, re se reactivează această comunicare distructivă, partea asta castratoare dură, da? Și unele dintre ele încep să își dea seama, intră în energia discernământului, dar, din păcate, trecând prin situații neplăcute, da? da? poate chiar reacții uh, dure din partea partenerului, poate chiar uh, aspecte mult mai dure care au legătură inclusiv cu corpul fizic, pentru că la un moment dat obosești, ești epuizată, pierzi foarte multă energie, corpul începe să-ți dea semnale în sensul ăsta. Uh, și în momentul în care încep să lucreze la ele, pentru că ăsta e secretul: să se apeleze la servicii de specialitate și să discute și să elibereze și să curețe, să conștientizeze, să aibă insight-uri prin prisma unui ghidaj cu cineva, pentru că încep să-și pună întrebări. Dar de ce mi se întâmplă asta? Dar de ce nu funcționează? Dar de ce bărbatul nu se mai simte atras de mine? Pentru că la nivel energetic sexual lucrurile încep să pice bucată cu bucată în momentul în care eu sunt extrem de masculină și castratoare, oricât de frumoasă aș fi, oricât de senzuală aș fi e posibil ca acel bărbat să nu mai poată să vină către mine. Da? Pentru că bubui de testosteron nu mai este acolo firescul, da? Da. Și atunci apar aceste dezechilibre în relație și unele dintre ele încep să pună întrebări, să-și pună întrebări, să pună întrebări în stânga, în dreapta și într-un final să ajungă să lucreze pe ele. Și de acolo descoperim un bagaj foarte mare de informație care de fapt ce face? Acționează pe pilot automat inconștient, da? Noi 95% suntem minte subconștientă, da? 5% suntem mintea conștientă. Asta ce arată? Că în relațiile noastre, da? Atât cu noi înșine cât și cu ceilalți, noi punem în aplicare comportamente conform amintirilor conform programelor de gândire pe care le avem la nivel de minte subconștientă. Și dacă eu am uh, o linie ereditară feminină cu foarte mult bagaj în sensul ăsta, da? Strămoașele mele au trecut prin multe dureri, prin multe abuzuri, poate. Și atunci au în ele o furie față de bărbat, de care eu nu sunt conștientă, dar ea este în ADN-ul meu. Ce se întâmplă e că mă trezesc că eu, de fapt, mă raportez în felul ăsta la bărbat, din loialitate față de strămoașele mele. Sau dacă am o linie ereditară feminină cu femei care poate au fost la rândul lor foarte castratoare, ce se întâmplă este că eu, din loialitate pentru ele, mă comport așa. Sau dacă pur și simplu... Am trăit într-o familie în care nu m-am simțit în siguranță pentru că am avut un tată extrem de agresiv și dur. Eu ce fac? Îmi crez un zid al apărării și devin dură și mă apăr de bărbat pentru că îl consider un pericol. Sau poate am programe foarte multe la nivel de minte subconștientă, cum că bărbații sunt răi, bărbații înșală, bărbații folosesc femeia și atunci eu cum pot să mă apropii de un bărbat? Greu! Și cum mă apăr de el? Devin dură și devin masculină. Sau poate am suferit niște abuzuri cu bărbații în trecutul meu și de acolo iarăși s-a creat o armură prin care am devenit dură, masculină și pun în aplicare aceste comportamente. Și toate aceste coduri psihogenetice care sunt în mine, în câmpul meu morfogenetic, da? toată această informație creată din durere, preluată de la femei din familia mea da? și pe care le-am creat și eu prin ce am trăit în viața asta, mă face să fiu așa. Mm -hmm. Și atunci, în momentul în care o femeie începe să se descopere și își dă seama, are insight-uri, ok, deci eu de fapt mă comport așa pentru că am trecut prin asta sau pentru că mama mea a simțit asta sau pentru că în familia mea s-a trăit asta, începe ușor-ușor să lase garda jos și să renunțe, să decidă să renunțe la toate aceste acțiuni, identități create din durere, să se simtă, să devină mai blândă, mai conștientă de ea, și automat să înceapă să aprecieze și mai mult bărbatul și să comunice cu bărbatul diferit. Da? Da. Ce mă doare este că, așa cum observ eu, lucrul ăsta se întâmplă totdeauna cu întârziere. Hmm. Când zic întârziere, întâi au avut 10 ani de căsătorie nefericită, 2 mm -hmm. trei copii uh, afectați. Mm -hmm. Ca să ajungă ea la. 50 de ani să lucreze cu ea însăși. Păi mm -hmm. dacă lucrai la 30 de ani, nu era mm -hmm. un pic mai bine pentru toată lumea, inclusiv pentru copiii tăi. Și mă doare lucrul ăsta, mm -hmm. pentru că cred în dezvoltare personală. Mm -hmm. Și am privilegiu că de, nu există o zi, nu -mi țin minte o zi în viața mea în care să nu fi avut atitudinea asta dezvoltare personală. Pă, ok, Poate sunt eu un pic obsedat, poate. Nu trebuie să fim toți, să mergem la sală toți. Eu sunt care merg la sală toată ziua, eu sunt cu dezvoltarea personală. Dar uh, mă doare când văd familii distruse, doar pentru că, și aici uh, o să te rog să mă corectezi, am impresia că bărbatul nu e capabil să-și distrugă căminul. Bărbatul poate greși mm -hmm. să-și afecteze căminul, dar nu poate, nu are capacitatea să-și distrugă, cumva femeia își distruge casa, așa văd eu. Abia când femeia zice, uh, sabotează, abia atunci se distruge casa. Nu știu ce poți să-mi spui despre asta. O mare putere de decizie în ceea ce privește vindecarea sau dezvoltarea aparține femeii cumva, da? Mm. Pentru că s-a tot analizat și din punct de vedere psihoemoțional acest aspect, și anume că poate ai auzit vorba asta din popor, când femeia zice stop sau zice s-a terminat. Înseamnă că chiar s-a încheiat. Știi? Da, exact. Când femeia, de fapt, zice, ok, se întâmplă lucrurile astea, unele nu-mi plac, dar totuși, hai să vedem care e cauza profundă și hai să activăm un pic virtutea răbdării, lucrurile se pot transforma. Da? Eu cred. Că, în ceea ce privește o relație de cuplu, sănătos este să avem partea de responsabilitate împărțită 50-50 în ceea ce privește calitatea relației. Însă, la nivel energetic, la nivel de cum pot fi lucrurile conținute pe anumite aspecte, da, sunt situații care țin mai mult de femeie, de cum cântărește ea toată această poveste. Pentru că, așa cum spuneam la început, de la prima întrebare pe care mi-ai pus-o, ea este puternică. Ea nu este sexul slab, da? Prin ea vin alte suflete. Noi avem o putere extraordinară. Doar că din atâta rană și traumă, și din atâta durere, și din atâta lipsă de educație, noi nu știm lucrurile astea. Și când spun putere, mă refer și la faptul că, nu știu dacă ai observat, o femeie poate doar să, -ți, să -ți strântească o privire, și dintr-o privire ești caput. Bărbatul ia o bazucă, ia un pistol, ia o sabie, face ceva, trântește, sparge. Doar că femeia, doar din privire, deja, te poate face bucăți. Acolo e multă putere, e multă energie, e multă emoție. Și femeia care e conștientă de aspectele astea, poate să ajute mult mai mult o situație unde lucrurile poate nu sunt drenate corespunzător. Hmm. Cu, evident, specificația că este important să își și dorească asta. Și dacă își dorește, pe principiul cine este în disconfort este gata de efort, știi? Mm. Uh, lucrurile pot fi mișcate. Da. da? Bărbatul, bărbații noștri, cel puțin bărbații noștri români, sunt bărbați uh, foarte forjați, sunt bărbați uh, foarte dezechilibrați foarte neînțeleși și cred că e important ca atenția și focusul să se ducă și pe zona asta, știi, de ce putem face pentru ei ca în ceea ce privește partea de relații, de familie, să existe acest sentiment de, băi, totuși eu sunt înțeles, și sunt văzut. Și când spun asta, nu mă refer la închidem ochii și trecem, nu știu, peste abuzuri disfuncționale, nu mergem pe zona patologică, da? Nu e ca și cum acum transmitem, dacă ești cu un narcisist în relație sau cu un om care te abuzează, tu rămâi acolo că tu ești o femeie înțelegătoare, da? Deci să nu se înțeleagă eronat. Noi vorbim acum despre acele relații în care există um, stare de prezență, în care există cât de cât maturitate emoțională și în care cei doi se cunosc cât de cât pe ei înșiși. Da? Mm. Și atunci femeia intră în acea disponibilitate Prin care să poată să conțină anumite situații Cu energia ei hrănitoare de femeie Astfel încât poate anumite hopuri din relație Să fie trecute altfel da? Da. Nu ne luăm jucăriile și plecăm Dăm cu bărbatul de toți pereții Îl facem în toate felurile Îl mozolim, ne supărăm Și totul e negru și nimic nu mai funcționează Nu asta este calea da? Și asta este tot o energie masculină, distructivă. Asta arată tot furie, de fapt, inconștientă pe bărbat, sau ură, arată tot durere, deci e clar că acolo e de lucrat. Ok? Da. Pe de altă parte, mai e ceva ce ar fi util să transmitem, și anume că atunci când ești într-o relație în care ești nemulțumită de bărbatul tău, cred că e important să înțelegi. Că aceste nemulțumiri pot arăta sau pot reflecta și aspecte din tine nerezolvate. Hmm. Pentru că noi ce facem până la urmă? Magnetizăm, conform nivelului nostru de conștiință, conform nivelului nostru de maturitate emoțională, niște aspecte din viața noastră, inclusiv un suflet pereche, un partener. Da. Da? Și atunci cred că e important să se renunțe la aceste identități de victimă, pentru că hai să vedem care e și partea mea de responsabilitate dacă trăiesc asta cu un bărbat. Iar eu cred foarte mult în uh, faptul că atunci când te uiți așa către situație și alegi să lucrezi la tine, tu poți să transformi în jurul tău foarte mult. Femeia are această putere să transforme, să alchimizeze foarte mult. Da? Da. În jurul ei. Doar că e nevoie de cunoaștere și, bineînțeles, de responsabilitate. Ai pomenit cuvântul victimă și uh, Am văzut situații și nu puține în care femei nu iese manipularea, în cuplu, da? Uh -huh. Și acum este victimă. Uh -huh când văd asta, nu, nu zic cu, și cum să-i spui și, și, nu mă refer la situații de ale mele că mă mai acuză lumea că dau exemple prea multe personale, nu, am văzut în exterior la alții și sunt prieteni de familie, pot să le spun, dar cum îi spui, cum îi spui că a manipulat, a manipulat, a cincea oară nu i-a mai știut manipulare așa cum a stat acasă și plânge cu ea, ea e nefericită, numai ei se întâmplă, păi tu ai făcut. Mm. Cum îi spui? eu nu știu cum Păi, cred că e important asta e un fel de întrebare terapeutică pe care în mod normal o pune un terapeut dar poate să o pună și un partener mai trezit sau un prieten poate, mm -hmm. da? Cu intenții mai elevate Eu cred că ar fi util ca femeia respectivă să fie întrebată unde ai văzut asta pentru prima dată? Mm, unde ai învățat asta? asta pentru prima dată? A funcționat? Nu. Ok? Ești dispusă să renunți la asta și să încerci o altă variantă de a comunica sau de a arăta că doare sau de a schimba lucrurile? Și atunci, dacă ea este dispusă să iasă din acele arhetipuri, din acele comportamente, da, lucrurile se pot schimba. Um, în majoritatea relațiilor, în familie, în mod special. Se acționează din, uh, acest, uh, din acest triunghi da? mm -hmm. uh, toxic, și anume persecutor, uh, victima. victima și salvatorul. Da. Știi? Și ne tot jucăm, tot jonglăm cu rolurile astea, unii cu ceilalți. Și evident că acolo este, cum am spus de foarte multe ori, oamenilor cu care am lucrat și mă repet. Un cumul de relații bazate pe toxicitate, pe dramă, pe energia unei telenovele, pe atașament și pe dependență afectivă-patologică. Ok? E clar că femeia care abordează atitudini de genul ăsta este o femeie care a învățat undeva asta, a primit asta undeva. E clar că ea undeva la nivel foarte profund își dorește foarte mult să fie importantă și iubită da. și atunci din o, dintr-o nevoie patologică de a primi asta, nu dintr-o nevoie sănătoasă, da? adoptă comportamente de genul ăsta pentru că atât știe, atât poate, sunt comportamente pe pilot automat cumva, da? Chiar și viclenia, că poate ne ducem pe aspecte de genul ăsta, știi, da. de seducție manipulatoare sau viclenie, sunt create tot din rană până la urmă. Știi, nu putem să ne poziționăm în rolul de acuzator în care să spunem femeia asta este sub orice critică și ea se comportă în felul ăsta pentru că este într-un anumit fel. Cred că e important să ne uităm la cauza profundă a unui comportament de genul ăsta. Da? Bărbații au nevoie să cunoască femeia din ei, să învețe de fapt cum este cu aceste emoții pe care le simt, să învețe cum să le regleze în ei înșiși, să-și vindece copilul interior și adolescentul interior, pentru că în felul ăsta pot înțelege mai ușor de ce o femeie se comportă așa. Da? Mm -hmm. Nu mai bat în retragere, nu se mai sperie, nu se mai blochează, nu mai devin dur și agresivi, ci pur și simplu își activează rolul de observator, se duc în mentalul lor, da? care e destul de rațional și logic, și încep să pună întrebări punctuale, cum am făcut noi mai devreme. Mm -hmm. Iubita mea, dar tu unde ai învățat să te comporți așa? Unde ai văzut asta? Pentru că pentru mine asta este manipulare și mă face să mă da. simt ciudat. Da? Mă face să mă simt ori folosit, ori invalidat, ori inconfortabil. Da? Da. Și de aici, din start, începe o conversație mult mai matură emoțional, din care îți la suprafață niște lucruri. Și dacă el poate să conțină aspectele astea, ea începe poate să se deschidă. Doar că vezi tu, există și o dependență de aceste comportamente. Unele persoane poate nu vor să renunțe sau nu pot să renunțe la ele. Știu. Și rămân blocate la nivelul de victimă, salvator, persecutor, da. până pleacă din plan fizic. Da. E clar că dacă cineva trăiește o relaționare de genul ăsta, o trăiește și pentru care ceva mm. de integrat și de învățat de acolo, fie că e bărbat, fie că e femeie, doar că acum vorbim în mod spe special de bărbați, da? da. Uh, și e clar că. Există și șanse ca lucrurile să se remedieze dacă cei doi sunt dispuși să se uite la poveste, la situație, la comportamente mult mai profund. Mm -hmm. da? Doar că. Da. Știi cum um, e? Când ai zis um, să fie o discuție. Mă aminte, am văzut iarăși. La primul prima invitație la discuție, răspunsul, și acum s-a întâmplat să fie merg pe ideea asta, relația bărbat-femeie în care femeia se poartă așa, mm -hmm. poate fi și invers, mm -hmm. suntem conștienți, să nu creadă cineva că suntem misogini. Mm -hmm. um, în, la prima invitație la discuție, răspunsul ei, nu m-a decomentat ai de mine, nu-ți bună de nimic, da, eu sunt cea mai rea. Gata, a băgat-o pe asta, eu sunt cea mai rea, deci a ieșit din conversație, știi? Okay. și. Aici o combinație între persecutor și victimă, da? Da. Sau acuzatorul, persecutorul, da. acuzatorul și victima. Da, okay. și. Se um, întâmplă să fii într-o relație din asta din care nu poți să ieși prea ușor. Poate a apărut deja un copil, poate doi, nu ți-ai dat seama de la început, ai ignorat, erai și tu ocupat, aveai și tu un business, nu ai văzut flagurile sau le ai văzut și totuși o iubeai. Uh -huh. Și acum ești blocat acolo și e sufocant. Sufocant, când nu vrea nimeni să repare nimic, mm -hmm. și nici afară nu mai poți să iei din, din. sau cel puțin așa pare în momentul ăsta, știi? Mm -hmm. Și, mă rog, poate sunt eu prea supărat pe lucrul ăsta, pentru că l-am tot observat mm -hmm. și mi se pare așa un cerc vicios din care cum ieși. că Ar trebui să ieși din relație dar nu poți. Eu cred că avem drept divin la libertate. Mm -hmm. La putere de decizie, la ne alege pe noi înșine, uh, și indiferent cât de mulți copii există într-o căsnicie, indiferent cât de mulți ani trăim unii cu ceilalți, atunci când considerăm că am făcut tot ce se putea face, avem acest drept divin de a ieși din poveste. Contează mult cum ieșim din poveste, pentru că oamenii nu prea știu să se despartă, din păcate. Uh, mm și uh, să integrăm ce am învățat prin prisma acestei povești, să nu uităm că în cazul în care nu ieșim, noi de fapt arătăm copiilor noștri că e în regulă să faci compromisuri, că e în regulă să încasezi abuzuri de tot felul, că e în regulă să trăiești în ceartă și în disconfort și atunci nu facem nimic altceva decât să perpetuăm în continuare la nivel transgenerațional această energie de duceți voi trauma mai departe că noi nu putem să rezolvăm, da? ceea ce mi se pare foarte amfer și pentru generațiile care urmează, știi? Pentru că, până la urmă, acele suflete ar fi important să trăiască într-un spațiu cât mai echilibrat. Cu siguranță lucrurile se întâmplă fix așa cum se întâmplă și pentru că fix așa e bine să se întâmple, din punct de vedere poate karmic, da? da? Poate că cei doi, ca și suflete, au semnat un contract pe o anumită perioadă de timp și până acel contract nu expiră, nici nu pot ieși, nici nu se pot dezlipi unul de altul. Da. Dar la nivel de decizie și la nivel de a te alege pe tine, când totuși ai un background de 10, 15, 20 de ani și totuși lucrurile nu funcționează, mie mi se pare că este important, la un moment dat, să se ajungă la acest capitol și să se meargă mai departe. Pentru mm. că divorț nu înseamnă eșec. Divorț poate să însemne și evoluție. Divorț poate să însemne. Foarte multe lecții importante integrate, și capacitatea ca cei doi să evolueze prin alte relații cu alte suflete. Pentru că prin singurătate nu putem să schimbăm mare lucru, da? Sau mai există, bineînțeles, posibilitatea ca relația să fie dusă la următorul nivel, dar e important să existe această dorință de ambele părți. Ca fiecare să muncească atât la el însuși, cât și la relație și la spațiul de siguranță al relației. Vorbim deja de doi oameni mult mai conștienți și mult mai maturi, care pot transforma uh, aspecte importante legate de relație. Pentru că relația poate să moară de multe ori, sau aspecte vechi din relație sunt chiar demne de a fi mormântate până la urmă. Da, Noi putem ritualic, ca și cuplu să facem un priveghe al. Uh, comportamentelor care nu ne mai servesc, al gândurilor care ne-au blocat cândva, al durerilor pe care le-am trăit, să ne uităm unul la altul și să ne întrebăm, hei, mai continuăm? E mișto? Ne ducem la next level? Știi? Mm. Și dacă există această disponibilitate reciprocă, e posibil să ajungem să trăim o relație și mai bună, și mai înfloritoare cu același partener. Ce să vezi chiar se poate, mm. da? Dar asta ține de muncă, Silviu. Yeah. Și foarte mulți sunt atât de acaparați de, cum ai spus tu la începutul podcastului, uh, rolurile astea pe care, cu care defilăm în societate, da? da. Uh, profesionale, cu uh, tot ce ne dorim să acumulăm, poate, în spațiul ăsta material, cu burnout-ul în care se trăiește foarte mult și e mult mai simplu pentru foarte mulți să zică stop, joc, renunț. Da. Nu, no, e prea greu, nu vreau să mai continui, aleg pe altcineva. Da. Ok? Da. It's your choice. Doar că e posibil să se repete scenariul, pentru că e important ca tu să integrezi niște lucruri și niște lecții și te trezești că, practic, repeți același pattern. Exact. Eu cunosc oameni de vârsta mea, da, peste 40 de ani. În permanență, de viață întreagă, sunt la începutul unei relații. Mm -hmm. se, adică, bă, tu nu-ți pui întrebarea că dacă ești mereu la, la început, ceva nu faci bine. Asta este o abordare adolescentină. Da. Da? Deci, noi nu putem să ducem la un nivel mai avansat o poveste pe care o trăim în raport cu un alt suflet. Și rămânem la perioada aia de sexualitate infantilă, mm -hmm. de atracție puternică, de honeymoon-ul ăla în care totul e drăguț, stăm, ne jucăm un pic, ne prefacem că avem o relație, că suntem un cuplu, dăm bine, suntem fericiți și la un moment dat când apar hopurile, când apare greul, când apar responsabilitățile, da. când apare Commitmentul, angajamentul mămică, de care toți fug cum fuge diavolul de tămâie da. în ziua de azi. Exact. Ce să vezi? Am găsit noi ceva și se încheie povestea, da. Exact. Da? Există această fobie de atașament pe long term sau de angajament, da? Există această frică, asta ține de maturitate. Da. Da? Dacă eu acționez în relațiile mele cu fetița rănită la butoane și cu adolescenta rănită la butoane, deci eu, practic, nu sunt de mână cu adulta din mine uh, și nu mă raportez la interacțiunile mele cu aceste două identități vindecate. Nu o să pot vreodată să-mi asum un angajament pe termen lung pentru că nu am maturitatea necesară. Mă depășește situația. Da. Și atunci prefer joaca. Da. Prefer să flirtez, să fac pe senzuala, să mă uit în stânga îndreapta, să mai cuceresc un pic și uite, așa ne mai babardim un pic, mm -hmm. și mai avem o relație intensă și frumoasă și vai dar să vezi ce dramă s-a întâmplat că n-a funcționat, și o luăm de la capăt, și ajungem să ne obișnuim în felul ăsta. Și observ în jurul nostru foarte multe persoane care nu mai știu ce înseamnă conceptul relației pe termen lung. Nu știu să creeze relații pe termen lung. Nu știu, efectiv, rămân blocați la un anumit nivel. Nu știu ce comportamente, ce atitudini, ce comunicări să adopte. Au învățat pe de rost o bucățică pe care o aplică în viața de zi cu zi și acționează doar din spațiul ăsta. Da. Și să ne înțelegem, aspectele astea nu au nicio legătură cu vârsta biologică. Da? da? Putem să avem de-a face cu adolescenți nevindecați la 50, 60, 70 de ani, care defilează prin viață non-stop cu cerind, care își petrec în continuu viața în tot soiul de petreceri, cluburi de noapte, acțiuni și activități care produc foarte multă adrenalină. Um, doar că acolo există, de fapt, foarte mult, uh, nu știu, rahat, aș putea spune eu, da? da acumulat, la nivel de um, gândire, la nivel de emoțional. Da. Um, e clar că nu e o împlinire, da? Nu e o împlinire. Mm -hmm. E foarte important să poți să ai capacitatea să scanezi oamenii și să-ți dai seama, de fapt, cât de împlinit este omul acela prin uh, cum trăiește el viața și relațiile. Știi? Mm -hmm. E foarte, e foarte interesant. Foarte interesant. Și am observat că, inclusiv apropo de viața de noapte, știi? Când ieși poate și te uiți așa de jur împrejur și scanezi cupluri, persoane, observi că unde e foarte multă agitație, unde e foarte multă nevoie de a fi în centrul atenției, vedem acolo niște adolescenți nevindecați, care sunt la butoane, în corpuri de adulți, Știi? Da. Uh, și unde vezi atitudini mult mai liniștite, unde chiar se savurează viața, sau noaptea respectivă, știi, uh, îți dai seama că, băi, acolo, ei așa au făcut treaba, ei așa au făcut lucrarea, ei faini, știi? Te prinzi deja. Și oamenii încep să se prindă cumva, știi? Doar că este o alegere inconștientă uneori. Da? da? Și, din păcate, nu avem nicio educație în sensul ăsta. Eu, sincer, îți spun. Mă gândeam la un moment dat, discutam cu cineva drag, cum ar fi să se creeze un soi de manual de utilizare pentru oamenii care intră în relații și pentru ce înseamnă până la urmă să intri într-o relație și cum să intri într-o relație. Eee, stai! Da, sută la sentimentul tău. Eu de mulți ani spun ceva ce nu o să se întâmple niciodată, dar îmi place măcar să o spun. Ok. Eu aș... ok, un pic dictator aici, dar aș... Mă șochează că pentru orice facem în, în viață, ne trebuie școală și mm -hmm. diplomă, mm -hmm. dar pentru căsătorie, pe care teoretic o facem pe viață, sau pentru relație. sau care... pentru a face un copil. sau, sau pentru a face un copil, okay. îl facem că ne atragem unul de altul. Aha. Și gata. nu îmi place de ea, îmi place de el, păi ne căsătorim. Mm -hmm. uh, hai, ne facem. Mm -hmm. Și aș, aici revin la dictatorul din mine, pentru situația asta. Face o școală obligatorie, ca să te căsătorești, trebuie să îndeplinești școala de căsătorie. Sau mm. să faci copil școala de a face un copil. Mm. De a crește, nu de a-l face, evident. Mm. Nu o să se întâmple niciodată, pentru că e dreptul la libertatea ororocuii. Dar exact ce spui și tu, cum intrăm în aspecte atât de importante ale vieții, fără nicio pregătire? Și lucrul ăsta este normal. Simplu, prin deconectarea de noi înșine. Da. În primul și în primul rând, prin faptul că nu ne onorăm. Nu ne onorăm corpul, nu ne onorăm emoțiile, nu ne onorăm identitățile, nu ne onorăm energia sexuală. Efectiv, există un mozol energetic, sexual, un fel de gangbang, așa, când odată eu așa mă exprim mai plastic, știi? La tot ce înseamnă partea asta de relaționare, unii cu alții, toată lumea cu toată lumea, repede, nu ne cunoaștem De multe ori întreb femeile, spre exemplu, cum e posibil să lași un bărbat să intre în structurile tale fără să cunoști acel bărbat? Adică, cum e posibil să știi doar cum îl cheamă și eventual câți ani are? Și care este zodia lui sau cu ce se ocupă? Cum cum e posibil? Nu știu, pare exagerat? pare. Eu cred că sunt oameni care zic, bă, asta e nebună, e de modă veche, știi? E pe energia aia bobească în care trebuie să stăm, să ne luăm de mânuță, să ieșim în parc, să ne uităm unul în ochi altuia. Dar în același timp mi se pare atât de irresponsabilă abordarea asta în care sărim realmente în niște situații extrem de... Um, importante, unde e nevoie de intimitate, unde e nevoie de cunoaștere, unde e nevoie să ne onorăm până la urmă unul pe celălalt ca ființe corpurile noastre e că cum să decid să fiu cu un bărbat fără ca eu să cunosc ce tip de relație are acel bărbat sau a avut acel bărbat cu mama lui, spre exemplu cu tatăl lui ce tip de relație a avut cu alte femei până să mă cunoască pe mine? Care sunt motivele pentru care s-a despărțit de acele da. femei? Da. Nu mai zic de ce stil de atașament are acel bărbat. Cum ar fi să ieșim la o cină și să ne întrebăm unul pe altul tu ce stil de atașament ai? De ce ți este cel mai frică? Ce frici ai? Hmm. Nu? Ce tip de relație ai avut cu familia ta? Ce părinți ai avut? Cum ai primit afecțiune în copilărie? Da? Uh, ai vreun, nu știu, virus, ai vreun HIV, ai vreo hepatită, ai vreo. Adică. Dumnezeu, sunt întrebări atât de normale și de da. firești. Da. Știi? Și cu toate astea, ele nu se practică. Practic. Te-am văzut, mi-ai plăcut. Da. Gata. Da. Și da. am da. sărit direct. Și ce am făcut? Mm. Am preluat și de acolo mult bagaj, pentru că la nivel sexual, ce să vezi. Nu e doar. Nu știu o descărcare și atât și o pasiune care se petrece, ci e foarte multă informație pe care o putem prelua unii de la alții. E că există foarte puțină educație în sensul ăsta. Și mi se pare trist, dar pe de altă parte ca specialist în sănătatea emoțională și în lucru cu subconștientul înțeleg, validez, îmi dau seama că aceste comportamente vin pe pilot automat din răni nerezolvate, din atașamente uh, nesigure, evitante, anxioase, din uh, traume neprocesate corespunzător. Da, ne aruncăm acolo cu capul înainte pentru că suntem niște dependenți afectiv-patologic care vrem repede să primim ceva ce n-am primit poate în copilărie. Vrem validare, poate, avem o stimă scăzută de sine, vrem să bifăm, vrem să. nu știu, să sperăm, poate, că vom fi importanți pentru cineva la un moment dat. Suntem într-o căutare continuă, însă căutarea e total eronată. GPS-ul trebuie total resetat. Da. Și căutarea ar trebui, de fapt, să fie către noi și în interiorul nostru. Ai zis, Alina, că printre multe alte lucruri, nu știm să ne despărțim și mi-a rămas gândul la asta. Și vreau să-mi spui. Hmm. Cum ar trebui să ne despărțim? Um, cred că, indiferent de cât de dură a fost despărțirea sau de cât de grea a fost relația, cred că e foarte important să ne uităm un pic la ce am dobândit noi, la ce am învățat noi, ca și lecție pozitivă pentru noi, din relația respectivă sau din durerea trăită cu partenerul în relația aferentă. Hmm. Pentru că de multe ori le explic oamenilor, spre exemplu, când lucrez cu ei pe resentimente, pe ranchiună: Uitați-vă bine de tot la relațiile cu cei față de care simțiți ranchiună sau resentimente, pentru că voi aveți nevoie să vă eliberați de ele. Și ca să puteți să vă eliberați de ele, e foarte important să înțelegeți că ceva pozitiv voi ați învățat de acolo, chiar dacă a fost foarte dur pentru voi. Și atunci, eu, cred că o modalitate prin care noi putem să ne eliberăm și să ne și despărțim sănătos este să ajungem să simțim recunoștință pentru experiența pe care am trăit-o cu persoana respectivă, cu sufletul respectiv pentru că cu siguranță a fost cu un scop tot ceea ce a fost și să putem să mulțumim acelui suflet. Îți dai seama că ar fi minunat să se ajungă la nivelul la care doi oameni, chiar dacă au urlat, chiar dacă poate și-au spus vorbe grele, chiar dacă nu știu, au trecut prin experiențe dure unul cu celălalt, să poată să se uite unii în ochii celuilalt să spună mulțumesc pentru că ești, mulțumesc pentru că ai fost, mulțumesc pentru că te-am cunoscut, da. Pentru că am învățat niște lucruri, pentru că am integrat niște lucruri, pentru că prin tine m-am cunoscut mai bine, pentru că prin această relație am evoluat și mai mult. Mulțumesc pentru atât ce am trăit fain, cât și pentru ce am trăit mai puțin fain, știi? Și să-și oferă o îmbrățișare sau să, nu știu, să, să existe un ritual. Noi ne căsătorim cu ritualuri, da? da? Acum ar fi să ne despărțim cu ritualuri. A, ce da. Cum ar fi să avem un ritual în care realmente să fim recunoscători pentru acea relație și să ne spunem niște lucruri faine și să ne dăm mâna și să ne uităm unii în ochii celuilalt și să spunem, așa a fost să fie și suntem împăcați. Mm. Și te iubesc în continuare, poți să iubești un om în continuare da. și să-ți vezi de drum mai departe. Da. Nu este obligatoriu ca despărțirile să se producă prin ceva dur, prin ceva care să-l facă pe celălalt să sufere. Oamenii nu știu să se despartă și... Ajung la un nivel la care efectiv creează contexte dureroase prin care să iasă din relațiile respective. Da. Dar asta ce înseamnă? Asta înseamnă că eu devin deja un abuzator, asta înseamnă că eu pot să fac rău cuiva pentru că eu nu sunt capabil, apt să comunic corespunzător, mm. să-mi transmit nevoile, deciziile sau faptul că nu mai vreau să fiu acolo. Și atunci, cred că ar fi atât de frumos să știm să ne despărțim. Știi? Și să comunicăm cu celălalt, și. Ok, poate că celălalt nu mai vrea să ne vadă. Poate că ne-a blocat peste tot, poate că a dispărut pur și simplu, de tot irevocabil, sau poate chiar a murit. Sunt tehnici cu care putem să lucrăm, prin care să ne conectăm la sufletul acelei persoane și să facem asta fără să fim neapărat în plan fizic cu acea persoană. Și asta ajută foarte mult. Ajută foarte mult la a ne elibera, a ne desface acele stringuri energetice. Pentru că, iarăși, un motiv pentru care unii oameni nu pot intra într-o altă relație este faptul că rămân mufați, legați de persoanele din trecutul lor, inclusiv prin faptul că nu iartă acele persoane și prin faptul că. Nu s-au despărțit corespunzător de acele persoane și au rămas niște lucruri neterminate. Și se întreabă, dar de ce n-am cunoscut pe altcineva până acum, sau de ce nu cunosc un om potrivit? Pentru că tu ești încă blocat în povestea aia, pentru că tu n-ai făcut loc unui, unui alt suflet, unui alt partener care să vină către tine, da? Iar astea țin și de despărțire foarte mult. De cum ne despărțim? hai să adăugăm la școala aia pe care o facem și mm -hmm. școala de despărțire oh, da, da școala de despărțire școala de căsătorie, școala de a face un copil da, și școala da. de cum să lucrezi într-o relație tu cu tine și la relația respectivă, pentru că mm. sunt atât de multe carențe pe partea asta credem că e firesc și normal să pice totul din cer, știi? Da. adică dacă îmi place atât de mult de tine și ție ți place atât de mult de mine gata, ne-am găsit și it's ok Totul da. vine de la sine. Da, uite, că tot vorbim de de despărțire. Bun, am pomenit. Sunt foarte curios ce îmi zici tu despre asta. Ce înseamnă potrivire? Hmm. Potrivire înseamnă faptul că în viața mea apare un suflet care îmi reflectă aspectele din mine atât vindecate cât și nevindecate. Hmm. Păi stai, stai. Tu te referi la cea potrivire idealistă no, ca în povești? Nu, mă refer în care... la exact ce ai zis, e foarte frumos ce ai zis. Vreau doar să accentuez. Aha, deci potrivire nu înseamnă neapărat că tu niciodată nu mi zici să-l las cana dincolo și eu niciodată nu zic de ce ai venit la ora asta acasă, Nu. Um, Că nu. oamenii așa cred că înseamnă, da? asta cred ei că înseamnă da, un, potrivire. un soi de honeymoon care da. durează la nesfârșit da. și suntem așa într-o uh, energie de extaz, da. orgasmatico, fantastico. Da. Nu, potrivire înseamnă muncă. Mm. <laughs> înseamnă muncă, da? Înseamnă eu cu mine dar și să te ajut pe tine să tu cu tine. Da. Adică să poți să ai acest spațiu individual în care tu, ca partener, să investești în tine, să te ocupi de tine, înseamnă comunicare, înseamnă vulnerabilitate, înseamnă spațiu de siguranță în care să pot să-mi dau voie să fiu vulnerabilă cu tine și să-ți spun ce anume mă deranjează și mă doare, și tu, la rândul tău, să poți să faci asta cu mine și să ne înțelegem rănile și să ne cunoaștem și să ne povestim trecutul, background-ul, la ce am lucrat, la ce n-am lucrat, la cât de mult ne cunoaștem, să comunicăm deschis, să avem intimitate emoțională, să avem timp de calitate pe trecut pe care să îl decidem împreună, pentru că dacă lăsăm lucrurile să se ducă așa, știi, ca vântul, ca frunza în vânt, la un moment dat ne trezim că nu ne mai ducem către direcția dorită și că nu ne mai sincronizăm corespunzător, da? Potrivirea înseamnă să să fim responsabili și cât mai conștienți emoțional. Adică să avem o relație conștientă emoțional, cu stare de prezență da. la emoțiile noastre în primul rând. Da. Știi? La ce simțim, la cum simțim, la de ce simțim, să comunicăm unul cu celălalt cât mai mult. Asta înseamnă potrivire. Relația e ca un dans. De asta Ai auzit-o, probabil? Nu, 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 de asta te iubesc eu pe tine, dinainte să te cunosc. Mm -hmm. Pentru că folosești cuvinte pe care le folosesc și eu de zeci de ani. Mm -hmm. Exact asta spun și eu, și o să te las să termini ideea ca să nu te întrebi și pentru că nu vreau să dau un exemplu despre asta. Da, relația este ca un dans, și să nu uităm că această armonizare pe o anumită piesă. Mm -hmm. Poate să însemne că uneori te calc pe picior, sau uneori, poate, nu știu, mă ții în așa fel încât nu mă simt confortabil. Mm -hmm. Dar dacă eu comunic cu tine, din priviri, poate, din gesturi nonverbale sau cu, cu cuvintele mele și tu cu mine, ajungem să dansăm la unison. Ajungem să ne bucurăm de o piesă împreună cu trupurile noastre, în simbioză unul cu celălalt. Unii oameni nu spun. Da. Unii oameni nu comunică, și atunci dansul efectiv se oprește, nu mai continuă Sau ajung cei doi să se calce și atât pe picioare da. până când unul zice, „fac off, nu mai vreau, m-am săturat, tu nu știi să dansezi. Ce ilustrație frumoasă. Ai comunicat vreodată că nu știu să dansezi, dar ce contează, ar fi trebuit să știi, ar fi trebuit ca totul să curgă de la sine. Apropo de femeie, bărbat, da? Da. Bărbatul de multe ori nu știe, dragul de el, ce să facă. Nu știe, dar așa e construit să ne înțelegem. E foarte important ca eu să comunic ce nevoi am sau ce să-mi ofere. Și dacă într-adevăr nu se mișcă lucrurile, atunci avem din nou o altă discuție. Da? Da, cam așa stă treaba. Da ce metaforă frumoasă, mi-am și imaginat doi oameni pe ringul de dans în loc să danseze se doar calcă unul pe picioare că tu, ba, tu, ba, tu mm -hmm. băi, dansați, mm -hmm. știi? Mm -hmm. Dar vreau să-ți povăsesc ceva, pentru că metafora asta, ilustrația asta a, și asemănarea dintre a, dans și relație o, o folosesc de mulți ani și acum, cred că vreo 15 ani am experimentat ceva ce mi-a rămas ca lecție de viață am mers aici în București la cred că se numește Caru cu Bere restaurant, mm -hmm. da? Românesc mm -hmm avea o seară, sau poate au tot timpul, în care vin dansatori profesioniști, dansează între ei, dar după aceea invită oameni din public și dansează cu cei din public, din, de la mese, da? Și m-a invitat la dans una dintre acele dansatoare profesioniste. Eu nu sunt nici profesionist în dans, nici talentat. De o stângăcie bărbătească, hai să zicem. <laughs> ea bineînțeles și talentată și profesionistă. Am dansat cu ea și am rămas șocat cum o femeie mult mai talent, mult mai bună decât mine, în ceea ce făceam în momentul ăla, mă lăsa să conduc. Hmm. Am zis, se poate așa ceva? Hmm. Adică ea știe ce are de făcut și totuși îmi dă sentimentul că eu fac ce trebuie. Hmm. Adică o, la un moment dat forțam un pic, știi că era dans din ăsta în doi, nu era mm -hmm. muzică de club. Mm -hmm. uh, și la un dat chiar uh, forțam să văd ce se întâmplă, să mă corecteze, nu m-a corectat. Foloseam greșeala mea și o transforma din exterior să se vedea un dans frumos. Mm -hmm. Și am zis, mamă, ce principiu de viață frumos, ce principiu de relație frumos. Mm -hmm. Ilustrația asta, nu, repet, nu o să o uit toată viața. Pentru mine asta înseamnă relație. Nu stai să... M și mai dau un exemplu și gata, încheiem episodul ăsta Deși nu sunt nici talentat Nici uh, uh, Profesionist La 20 de ani m-a dus cineva Cu forța la școală de dans mm -hmm. Și <laughs> uh, Instructorul ne punea Să dansăm cu alți parteneri decât ce Cea cu care am venit La un dat mă pune să dansez cu O domnișoară Bună la dans Eram vreo 40 de perechi și în tot dansul ăla îl văd, simt privirea instructorului înspre mine. Și zic, aoleu, știu că dansez prost, dar cum se uită, de că sunt atâți oameni aici și se uită numai la mine, trei minute cât a durat melodia el, numai la mine s-a uitat. Și era și un pic dur așa, știi, stai să zic când se oprește, ce mă bălăcărește în fața tuturor ce o să-mi facă. Eu dansam prost și ea bine, știi? Și așa se întâmplă, se oprește muzica, vine la noi și în loc să se ia de mine, se ia de ea. Și zice, ce faci mai aici? Mm -hmm. Tu ești așa, dansezi tu de nebună. Că știi tu să dansezi și ai plecat un bălării la dans, tu știi, ești. și ai lăsat pe ăsta în urmă, așa dansezi. Nu. Sunteți împreună. Mm -hmm. E dansul vostru, nu mm -hmm. al tău. Că știi tu, că te pricepi, ești bună, mm -hmm. bravo. Nu, nu, nu. Mm -hmm. Și iarăși mi s-a părut extraordinar lucrul ăsta. Mm -hmm. Da. Aici trebuie să intervin, că nu te pot rog. să mă abțin. Te rog. <coughs> Pentru că. Lucrez foarte mult cu muzica și cu sunetul și cu dansul și cu tot ce înseamnă mișcări somatice și eliberare de traumă din corp, din memoria corpului prin sunet și mișcare. Și de foarte multe ori le explic celor cu care lucrez, atât bărbați cât și femei, dar în mod special cu femeile în retreat-uri. Dansați ca și cum nu vă vede nimeni, coborâți-vă mintea în corp și lăsați corpul să-i exprime dansați cu sufletul. În momentul în care faci asta, lucrurile curg de la sine. În momentul în care vrei să deții controlul și ești foarte mult în mental și vrei să demonstrezi, poți să intri foarte ușor și în rol de abuzator. Pentru că dacă eu acum mă duc într-un spațiu unde se dansează, dar am în mine o rană în ceea ce privește, nu știu, nevoia mea de validare, o stimă de sine foarte scăzută, eu voi dansa în așa fel încât să se uite ceilalți la mine, știi? Adică scopul să fie, uitați-mă, sunt aici, să atrag atenția. Dar dacă închid ochii și mă simt, cu siguranță felul în care mă conectez la muzică și la trupul meu este unul mult, mult mai elevat. Mm -hmm. Iar ce ai spus tu mai devreme cu experiența pe care ai trăit-o cu femeia la restaurant, arată foarte clar cum e de fapt dansul dintre masculin și feminin. Mm -hmm. Unde femeia este în energia ei feminină așezată corespunzător și atunci pentru că ea este corespunzător, se lasă pe mâna patului, se lasă ghidat de bărbat, redere în bărbat. Și bărbatul poate îngaci, nu se duce pe critic și nu activează, deci nu-și activează acel mascul cu care să se lupte, da? iar bărbatul, pentru că are și el femininul în acțiune, își dă voie să simtă sunetul, să se simtă pe el și să se ducă în dansul respectiv. Deja vorbim de o simbioză. Dar astea sunt aspecte care cred că e foarte important să fie lucrate și vindecate. Da. Pentru că, din păcate, avem un trecut, toți. Da. Deci, nu cred, poate sunt câțiva pe planetă, habar n-am, nu știu, nu vreau să fac statistici, nu îmi dau cu părerea, dar toți avem un bagaj transgenerațional unde masculinul și femininul nu au fost într-o polaritate sănătoasă, echilibrată. Și avem de lucrat la asta. Trebuie să învățăm că, de fapt, femeia înseamnă altceva, și bărbat înseamnă altceva, și că femeia nu e sexul slab, și bărbatul sexul puternic. Mm -hmm. okay. Și încheiem aici exact cu cuvintele cu care am început. Fix. <laughs> da, uh, din fericire, noi continuăm să filmăm, și următorul episod uh, îl difuzăm peste două săptămâni. Da, ne oprim aici. Mulțumesc.